Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, evident, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, astăzi am zis să revin cu o nouă mapă, destul de interesantă din câte am observat și anume, în căutarea microfonului realizată de către Nicolas Games și îți mulțumesc foarte mult, frate, m-am uitat puțin cu game modul și trebuie să recunosc că arată ceva... ceva, adică arată super interesant. Ia să vedem ce avem aici. Poveste, info, spawn point vreau. Că am văzut că este spre comens. Spawn point, perfect. Și dacă mai doriți clipuri de Mushroom Subs, nu ezitați să apăsați și butonul de like. Nu uitați că în descrierea acestui clip aveți adresa mea secundară de Gmail, andy68@gmail.com. Informații, salut Andrei, mă numesc Nicolas Game și m-am gândit să îți fac o mapă. Mapa se numește în căutarea microfonului și sper să îți placă. Nu sunt foarte bun la build, dar m-am... chinui ceva, ok, super tare. Apropo, să ai grijă la mam, că ai scris legat, ori ai trollat, bănuiesc, nu știu, vedem. Nu sparge blocuri, fără game mode 1 sau 3, doar la nevoie, peste 100 de like-uri, have fun. Super tare. Poveste, într-o zi tu ai terminat de filmat și ai fost să bei puțină apă, un hoț a intrat la tine în cameră și pe geam și ți-a furat microfonul, da, se, clar, 100.000 ai trollat pe modul cum a scris te ai și... și te, tu te-ai întors de la apă și ai vrut să filmezi și ai văzut că microfonul nu mai este... Și ai văzut geamul deschis, atunci ți-ai dat seama că cineva a intrat, l-a furat, pardon, și ai plecat după el. Ai trollat. Scuze dacă povestea nu are logică, dar nu am idei de povești. Nicio problemă, frate, a fost super interesantă în căutarea microfonului. Bun, deci am citit toate comenzile, spre comenzi, perfect. Time set day. Apropo, mapa este pe 1.12. Ce mai avem? A, uite așa aici, toggle. Asta acest nu l-am văzut. Bun, spock. Spock pită cu un soare. Bun, și acum ar fi, cred că, spre nivele. Spre comenzaurul, ce parezat sunt. Perfect, ia să vedem. Ne dăm un mic spawn point, să vedem cum e mapa. Și primul nivel, parkour. Hoțul vrea să vadă dacă ești bun la parkour, așa că ți-a pregătit un parkour zi. Apropo, să încerc să nu mai trolez gen așa de mult cu țiai și cu chestii de genul. Acum nu știu dacă tu trolezi sau nu. Nu cred așa ceva. Mai ia criza. Aoleci, m-am găzut în lavă. Oh, slash spawn point. Ok. Slash kill mama lui de parcurs și care l-a înființat. Nu cred. Nu pot să trec. LOL. Dar de ce? Stai puțin. E put 5 dată, mamă, că mă ia criza, nu mai rezist. Se vede că este un troller născut și tu. Păi ce ai făcut, my friend? Pre dracu cuvintele spuse. Kill. Nu te cred. Dar de ce e lag puțin sau ce? Nu am multe. Stai puțin, dacă las... Aul. Se pare că nu o să reușesc să trec. Aul. Și aici văd că sunt bariere. Mamă, nu că o să mă duc cu game modul, că nu mai rezist. Mă ia criza deja, măcar dacă îl puneai puțin... Mamă, dar cum spune să spună și mie cineva cum fac eu parcurul ăsta, frate? Să spună și mie... Am trecut! Am trecut pe mama, am trecut. Mamă, nu, că eu astăzi o să spar laptop. What? Iar s-a bugit mapa, că așa pățesc de fiecare dată, că idiot. Minecraft idiot. Uite-te și tu, unde m-a dat, frate, ești nebun. Stai să vedem, gata, ne punem aici că așa nu mai merge, fratele meleu. Game mode 1. Stai să vedem puțin, e bine. Așa. Să-mi trag palme dacă mai înțeleg ceva. Du-te, cred că e cel mai tryhard parkour pe care l-am văzut în viața vieții mele, frate, ești nebun. What the fuck is that? Nu mai suport, mă ia criza, e efectiv, mă ia criza. Cum să faci un asemenea... Ok, și unde trebuie să ajung acum?
Felicitări, ai reușit să treci de primul nivel. Foarte complicat, frate. Foarte complicat. Nu știu, sper să nu mai fie nivelul 2 mini survival. În sfârșit, încă un nivel mai frumos. Aici hostul te-a blocat. Uite, vezi? Deci acum ai scris corect. Aici hostul te-a blocat într-o cameră și tu trebuie să treci de obsidian și tu trebuie să treci de obsidian. Și trebuie să treci de el. Dacă nu ai înțeles, este mini survival. Am înțeles, mă, stai calm. Avem crafting, furnale, totul e bine. Super tare. A apăsat puțin la primul nivel și trebuie să recunosc că am dat un mic rage, nu foarte mare, chiar foarte mare, mai bine spus. Am vrut să fiu puțin aici, să fac un sarcasm, dar nu mi-a ieșit, sau să dau o dumă. Am un hai să luăm rapid niște lemn de aici și să vedem ce mai facem apoi. Iarăși muștele zboară pe aici, că de ce nu? Bun, mă duc puțin la crafting table să fac următoarea chestie. Fac niște bețe. Câte avem aici? 12. Cred că o să ne ajungă. Fac un turn. Aole, stai ca în pareză. Nu știu, astăzi n-am jucat deloc Minecraft, din păcate, fraților, și de asta mă mișc puțin așa haotic, de să nu aveți așteptări de la mine, că nu o să fac mai nimic. Mamă, îmi place că le-ai pus în rând, ceea ce e super tare, nu mai trebuie să stau să le caut, super tare până în momentul de față. Sunt curios care vor fi următoarele nivele, că, na, eu de obicei sunt așa curios. Ok. Cred că am luat ca mult lemn, dar aia e partea a doua. Hai să luăm rapid și o să luăm și căul. O bucată mi se pare că avem nevoie. O bucată de căul. Punem aici rapid, perfect. Până una alta mai verific dacă filmează și obiectul 6. Între 38 și muștele zboară prin fața facecam-ului. Nice! O muscă vreau să se văd că se pune în fața facecam-ului și o să dau rage. Mamă, ești nebun, mă invadează muștele. Rip Twister. A, din păcate nu a ajuns, frate. Mi se pare că îmi trebuia 3 sau 2, mi se pare. Nu știu, crezusem că ajunge una, dar aparent n-aș... A, ajung 3. Ba, ajung, chiar ajung, ești nebun, dar la fix, bineînțeles. Bun, hai să facem rapid. Mama, s-a pus și mie microfon. Încetați odată, frate! Mama, s-a pus pe nas. Gata, dau rage. Spar calculatorul. Bun, hai să punem rapid aici. Perfect, level 2 am făcut, super. Bun, și acum rapid. Sper să nu se pună pe face, că dau rage. Așa. Și acum o să arunc toate, cred că o să fac eu următoarea chestie, o să arunc eu toate chestiile astea inutile aici, pentru că nu am nevoie de ele. Sper că nu te superi și sper că nu ai făcut iarăși un mic troll. Am crezut că s-a pus iarăși musca. Bun, nu știu de ce presim că o să fie troll. Da. My friend. E cea mai trollată mapă. Credeam că doar Eddie Roșu e un mare troller și l-au cu giro, dar aparent m-am înșelat amare. Mai nou la mine aparențele înșală, știi, și de asta zic. Pierd timpul, frate, au roșii, abia la nivelul 2 sunt. Ce nivele, cancer. Dacă nu-i buton aici și mai trebuie să sparg încă, e o să fie jale. Ok, și unde e butonul? Ok, ciudat. Ciudat. Slash, stai puțin, aici s-a setat spawn point. Bun, nivelul 3, find the objects, fix ce-mi trebuia, frate, find the objects. Sper să nu fie lag. Așa. O torță, șină, zice spre mină, ok, frate. Mamă, du-te că nu, stai, că sunt învățat. Stai, Civil War, uite, ca să nu zici, o să iau o sabie de... Mai multe sabii aici, vreo 3 sabii, ca să nu zici că iau de Diamond, știi, să te superi. Că stai așa, că nu e așa gen, știi? Și nu e nimic. LOL. Aolo, my friend. Crezi că stăteam să sparg eu așa gen, ha. Nu e nimic în chesturi, LOL. Ori trolez. Uite torța. LOL. Mamă, ești de bun. Uite Sina. Nice, măcar atâta. Glowstone avem? Nu. Nu avem nevoie de glowstone. Mamă, fa. Ce troller ești tu. Și așa. Deci mai trebuie lily pad, sunflower, nu? Sunflower, ok. Mai trebuie să mergem și în pom. Aici o bănuiesc o să fie capul. Crezusem că e aici, aici, iar ajung că e verde, frate, capul și...
De asta zic. Să nu-l fi pus pe aici, pe undeva. Dacă nu o să ne folosim și de... Nu, că astăzi v-am spus că eu cu un joc Minecraft nu prea fac față. Hai de viață. Frate, ești nebun! What the fuck? Dispune itemele aici. Deci am găsit așa, așa, ok, așa. Deci mai avem încă două iteme de găsit. Uite aici, floare era asta, cred. Pe aceea le punem aici rapid și încă capul acela mai trebuie să-l găsim. Frate, eu am pareză astăzi, ești nebun la cap. Dar pareză grav. Uite și capul. Dar pareză din aceea urâtă, ești nebun la cap. Dropper, sper că n-ai pus de dropper, că, na, nu știu, o să spargă ceva probabil caz. Așa, punem noi aici toate itemele. A, și sunflower nu l-am mai căutat. Aici era o floare, bănuiesc, floarea. Și sunflower-ul, ăsta ce e, frate, că n-am auzit în viața mea de... O, uite, asta e. Mamă, dacă o să stăm la mapa asta, n-am stat... la... Puf. N-am stat niciodată. Deja de 11 minute, frate, și suntem abia la Time Zedei. Aia e clar, rip, oricum. După ce termini, către nivel. Iar spawn, pe nivelul 3, find objects, TNT run, da. Dacă nu iau, fraților, hoțul vrea să vadă dacă te descurci și la TNT. Multă baftă, TNT run. Spre nivele, ok, ciudat. Nivelul 5. Și aici ce trebuie să facem? Cam asta a fost harta, sper că ți-a plăcut, o notă mapei PLS, bravo, ai salvat microfonul, acum poți să filmezi liniștit Game of 3 ca să vezi harta. Așa și când o să primești bă, cât de curând, fratele meu, Game of 3, mamă, skin-ul meu ești de bun, super tare, frate, și te-a ieșit, nu glumă, exact toate detalii, e foarte, foarte detaliat și pe partea asta, deci o să fie super tare și o să pot încadra și mapa. Ei bine, fraților, în principal cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați și butonul de like. Stai să fac următoarea chestie. Stai să vedem așa. Eu am fost Andrei și noi ne vom prevedea în episodul următor. Deci, ciao!